În mijlocul Oceanului Pacific există o locație numită punctul Nemo. Nu este un loc unde trăiesc oamenii, de fapt nu există pământ acolo, nici insulă, nici măcar o piatră mică. Este de fapt cea mai îndepărtată locație de civilizația umană la aproximativ 2688 de kilometri de cea mai apropiată bucată de pământ și se mai numește și polul de inaccesibilitate. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre o poveste interesantă, însă totodată reală despre acest loc misterios, acolo unde navele spațiale vechi sunt păstrate. Punctul Nemo, care în latin înseamnă nimeni, este de asemenea o referință la personajul fictiv, Capitanul Nemo, care apare în două dintre romanele lui Jules Verne. 20.000 de leghe sub măr și insula misterioasă și mai are o apariție scurtă în piesa fantastică Călătorie prin imposibil, scrisă de același autor. Tocmai izolarea acestui loc față de lume este motivul pentru care NASA îl folosește drept cimitir pentru navele spațiale vechi. Nu numai că este cel mai îndepărtat loc de civilizația umană, însă de asemenea, punctul Nemo este lipsit de viață. Este localizat în sudul Pacificului, într-o zonă unde nici nutrienții necesari susținerii vieții nu ajung. Mai mult, fiind atât de departe de țărm, acest loc primește mai puțin nutrienți din apele de coastă. Acestea sunt cele mai importante motive pentru care NASA a ales acest loc unde să depoziteze sute de nave spațiale dezafectate, sateliți, stații spațiale și o mulțime de echipamente. Îndepărtarea punctului NIMO reduce semnificativ riscurile ca o navă spațială moartă să lovească locurile pline de viață de pe planeta noastră atunci când reintră intră în atmosferă. Datorită revisei de știință americane Popular Science, agențiile spațiale din jurul lumii au aruncat în acea regiune peste 263 de nave spațiale între anii 1971 și 2016, iar numărul se află într-o continuă creștere mulți sateliți mai mici nu sfârșesc ajungând în punctul Nemo, ei intră în atmosferă cu o velocitate de câțiva kilometri pe secundă, astfel căldura generată de fricțiunea aerului aprinde sateliți în timpul picajului și îi transformă în mici meteoriți care nu ajung niciodată pe suprafața planetei. Un alt amănunt interesant este că majoritatea navelor spațiale ajung în punctul Nemo, însă există mici excepții. De exemplu, stația spațială scăpată de sub control din China, Tiangong 1, s-a prăbușit în 2018, însă nimeni nu știe mai exact unde. Cu siguranță nu în punctul Nemo. Tiangong 1 a fost lansată pe data de 29 septembrie 2011, iar ciclul de viață operațional a fost anticipat că va dura maxim 2 ani. Pe 26 martie 2016, după ce durata navetei s-a extins cu mai mult de 2 ani, biroul de inginerie spațială din China a anunțat că serviciul de date pentru Tiangong-1 a fost dezactivat, din moment ce stația spațială a operat cu 2 ani și jumătate mai mult decât planul de servicii anticipat de astronomi. Oficialii au declarat că legătura telemetrică cu Gong 1 a fost pierdută, însă la doar câteva luni mai târziu, urmăritorii de sateliți amatori au urmărit naveta și au început să speculeze că Agenția Spațială din China a pierdut controlul asupra acesteia. Totul s-a dovedit a fi adevărat, iar în luna septembrie a aceluiași an, aceștia au admis că controlul stației a fost pierdut, însă, din fericire, aceasta a ars în timpul picajului în aprilie 2018. Astrofizicianul Jonathan McDowell din cadrul Universității Harvard, a declarat pentru cotidianul britanic The Guardian că părțile ale embarcațiunii spațiale, cum ar fi motoarele rachetei, au fost prea dense și rezistente ca să ardă în totalitate în timpul picajului pe pământ. Prin urmare, este posibil ca rămășițele navei să fie atins suprafața terestră. În general, sunt o mulțime de mistere asociate cu punctul Nemo. Datorită faptului că este localizat într-o arie numită și zona cu cea mai puțină activitate biologică din lumea oceanelor, oamenii de știință au fost surprinși atunci când în 1997 au detectat unul dintre cele mai tari sunete subacvatice înregistrate vreodată în apropierea polului sud. Sunetul a fost capturat de microfoane subacvatice aflate la mai mult de 4500 de kilometri distanță unul față de altul. Oamenii de știință de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică nu aveau nicio explicație logică și nu puteau găsi vinovatul pentru producerea unor sunete atât de puternice subacvatice, iar astfel au numit zgomotul misterios The Bloop. Totuși, pasionații scenariilor științifico-fantastice s-au gândit rapid la o explicație. Atunci când scriitorul Howard Phillips Lovecraft a introdus pentru prima dată cititorilor săi monstrul faimos cu tentacule apărut în novela, chemarea lui Cthulhu, el a menționat că bârlogul creaturii se afla într-un oraș pierdut din sudul Oceanului Pacific, Autorul a oferit în lectura sa coordonatele orașului care sunt surprinzător de apropiate de cele ale punctului Nemo și de locul unde a fost înregistrat sunetul misterios. Faptul că povestitorul a scris pentru prima dată despre monstrul marin din operele sale în 1926, cu 50 de ani înainte de calcularea locației punctului Nemo, i-a determinat pe unii oameni să speculeze că polul de inaccesibilitate a fost de fapt casa unei creaturi marine nedescoperite încă. Voi ce credeți despre toate aceste zvonuri? Este posibil ca aceste creaturi să fie reale? Ne puteți scrie în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!